Îndată ce i-a fost dată bucățica, Satan a intrat în Iuda, iar Iisus i-a mai zis apoi lui Iuda doar atât. Ce vrei să faci, fă repede. Fiindcă atunci când vezi că nu mai poți împiedica o faptă, nu mai dorești nimic decât să treacă mai repede. Orice amânare este o chinuitoare otravă a întregii ființe care așteaptă. De multe ori amânarea e cea mai grea decât însăși durerea pe care o pregătește. În Iuda, gândul trădării stăruia de mult. Înștiințările cutremurătoare și mișcătoare ale Domnului nu-i zdrobiseră inima. În loc să se oprească din drumul primejdios pe care apucase, mergea cu și mai mare îndrăzneală pe el. Iată grozăvia. Pe urma gândului satanic, intră și Satana însuși în inima care i-a fost deschisă. Gândul ascuns, păcatul ascuns, este sorul care îi pregătește intrarea și stăpânirea inimii. Pe urmă, omul nu mai e decât un posedat total, un asociat nelegiuit, o unealtă blestemată în mâna Duhului, care de la început a fost ucigaș. Ioan 8:44. Iată unde duce un gând rău pe care l-ai primit în inimă. Te poate duce la iad un gând de desfrânare, de furt, de vânzare, de răzbunare, pe care și tu și altul se poate că l-ați primit în inima voastră și îl mai purtați încă așteptând doar prilejul de a-l îndeplini. Așteptați poate să plece soțul de acasă? Sau să vină noaptea când trecătorii se vor rări? Sau să-ți vină la îndemână o clipă puternică pe care Satana ți-o va pregăti după ce mai întâi te-a orbit și ți-a întunecat mintea ca să nu-ți dai seama ce faci? Apoi, cu mare ușurință, te va arunca în prăpastie dintr-o dată și se pune întrebarea. Cum vei mai ieși? Când Dumnezeu îți spune în inimă un gând bun, ai grijă și îndeplinește-l cât mai repede până nu vine Satana să-l ia din inima ta, dacă tot amâni împlinirea lui. Luca 8:12. Dar când în inimă ți-a fost pus un gând care este îndoielnic, nu te grăbi să-l asculți, căci de firul acestui gând este legată sabia cu care Satana te poate ucide pe tine și pe mulți alții. Suflete care ai auzit aceste înștiințări, oprește-te o clipă aici lângă Hristos și ascultă-l cum te întreabă. Ce vrei să faci? Ce gând ai în inima ta? Ce gând ți-ai pus în inimă să înfăptuiești? Ți-a venit gândul să o rup cu Satana și să-l alungi cu totul din inima ta și din viața ta? Hotărăște-te odată pentru Domnul și fă repede, cât mai repede acest lucru. Ascultă-l pe Domnul, vino și rămâi apoi cu el până la moarte. Vei fi fericit pe veci. Sau nu cumva ți-a pus și ție Satana în inimă vreun gând rău și ți-l împinge mereu în față ca să-l împlinești? O, dragul meu, nu-l asculta, căci tot ce îți promite este minciuna și te va nenoroci și pe tine în veci de veci. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul meu, curățește inima mea de tot felul de gânduri rele și pune în toată ființa mea numai gândul Tău. Gândul smerici al ascultării de voia Tatălui, gândul curat al umblării în sfințenie, gândul iubitor al alipirii de tine și de frații mei, gândul curajos al răbdării și pătimirii pentru credință și gândul sfânt de a rămâne statornic în aceste binecuvântate gânduri, stăruind mereu pentru ca ele să ajungă în viața mea o împlinire bună zi de zi până la capătul drumului.